Bătaia de joc în domeniul petrolier continuă. Prețul la produse petroliere a crescut a patra oară în doar două luni. De la 15 lei 50 de bani pentru un litru de benzină în decembrie 2020 la peste 18 lei săptămâna aceasta. Adică o creștere cu aproape 20%. Parțial, aceste majorări se pot explica prin majorarea prețurilor la petrol pe piețele internaționale și prin majorarea accizelor. Însă doar parțial. Dacă e să comparăm evoluția de la noi a prețurilor cu evoluția din alte țări din regiune, vom constata că majorările din Moldova sunt exagerate. În România, de exemplu, ritmul de creștere al prețului de la benzină a fost de două ori mai mic decât la noi în aceeași perioadă. În primăvară și în vara anului trecut, când prețurile la petrol pe piețele internaționale au atins și valori negative, petroliștii noștri nu s-au grăbit deloc să ieftinească carburantul. Anume, în aceste situații, petroliștii fac profituri enorme. Ei uită să reducă la timp prețurile cu amănuntul. Mai mult decât atât, anul trecut, un an cu o criză fără precedent și o secetă, la fel de gravă, petroliștii au aplicat la carburanți un adaos comercial dublu decât adaosul aplicat în anii precedenți. De exemplu, în aprilie 2020, agricultorii au plătit cât 2,40 lei în plus la litru pentru motorină față de cât ar trebui să plătească în mod normal. Petroliștii fac ce vor pentru că instituțiile statului responsabile de acest domeniu nu își fac treaba. ANRE și Consiliul Concurenței sunt două instituții cheie de reglementare care au în frunte șefi care primesc și 70.000 de lei pe lună. Chiar dacă petroliștii majorează sistematic în același timp prețurile, Consiliul Concurenței nu întreprinde nimic pentru a pedepsi înțelegerile de cartel. Cu doi ani în urmă, aceștia au anunțat o investigație, dar rezultatele acesteia, sau măcar constatările preliminare, nu sunt cunoscute nici azi. Consiliul Concurenței, când vine cu explicații cu privire la creșterea prețurilor, ignoră faptul că inputurile benzinărilor sau salarii, de exemplu chiria, serviciile comunale sau alte cheltuieli, sunt cu mult mai ieftine decât în Moldova decât în alte țări importatoare de petrol din Europa. Însă, în același timp, prețurile sunt similare. Bună oară, un litru de benzină în Moldova, fără TVA și fără accize, este cu 50 de bani mai mare decât în Austria. Andreu se scuză că ei nu pot face nimic atât timp cât tarifele sunt ajustate de petroliști în limita rentabilității de 10%. Dar ceea ce nu zice ANRE este faptul că metodologia de formare a prețurilor la combustibil este extrem de permisivă și liberală pentru petroliști. O metodologie care le permite să-și umfle cheltuielile așa cum vor ei. Aceștia își pot include în costuri tot felul de cheltuieli, cum ar fi cheltuieli de protocol, sporuri exagerate, călătorii, training-uri și așa mai departe. Și cu cât cheltuielile raportate de petroliști sunt mai mari, cu atât prețul pe care aceștia îl aplică consumatorilor este la fel mai mare. În plus, avem prea multe benzinării construite în mod haotic. Acest aspect nu se reglementează îndeajuns și în rezultat în Moldova se înregistrează unul din cele mai mari numere de benzinării pe 1000 de locuitori din Europa. Acest exces de benzinării duce la umflarea artificială a costurilor operaționale la litru, ceea ce în schimb permite petroliștilor să crească prețurile pentru consumatori. Ajungem în situații absurde în care unele benzinării fac mai mulți bani pe cafenele decât pe vânzarea carburanților. Aceste instituții sunt conduse de oameni corupți și incompetenți, puși acolo de plahotniuc și menținuți în funcție de actualul Parlament compromis. Apropo, deputații PSRM, în frunte cu Golovatiuc, atunci când s-au numit acești oameni, nu au avut nicio întrebare. Aceste instituții se află în control parlamentar și ele trebuie curățate. Dar nu avem cum să curățăm aceste instituții cu acest parlament controlat de Șor și PSRM. Iată încă un motiv pentru care avem nevoie de anticipate și de un alt legislativ. Dacă nu au de gând să facă nimic, șefii ANRE și ai Consiliului Concurenței trebuie să-și dea demisia. În aceste condiții, PAS vine cu următoarele măsuri.
vom solicita examinarea în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a modului în care Andrei și Consiliul Concurenței au eșuat în ultimii ani să prevină înțelegerile de cartel și majorările nejustificate la combustibil. Vom solicita de la ANRE revizuirea urgentă a metodologiei de calculare a prețurilor, prin reglementarea mai dură a cheltuielilor benzineriei care pot fi luate în calcul în stabilirea prețurilor. Vom solicita de la ANRE reglementarea mai dură a procesului de autorizare a construcției benzineriilor. Vom iniția elaborarea unui proiect de lege de evaluare externă a Consiliului Concurenței. Vom iniția un proiect de lege pentru reducerea birocrației care împiedică concurența pe piață. Și în ultimul rând, vom solicita implicarea SIS în investigarea înțelegerilor de cartel din domeniul petrolier. Dacă ANRE și Consiliul Concurenței nu încep să-și facă treaba, noi ne rezervăm dreptul să organizăm proteste la aceste instituții. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! O zi bună în continuare!